Mașina este echipată, evident, și cu head-up display, așa cum sunt cele mai luxoase mașini ale momentului, iar head-up display-ul de pe acest GS este foarte customizabil. Hai să vă arăt ce putem face prin apăsarea acestor butoane și o să vă arăt exact ce vedem, ce poți să vezi în bord în acest moment. O să strâng aici. În momentul acesta îți arată viteza, dar dacă apăs eu pe butonul display, pot să văd cât de economic conduc și bara aceea se umple în funcție cât de tare apăs pedala de accelerație, ideal să o ții undeva la mijloc. Pot să văd turometrul și poziția în care se află cutia de viteze sau pot să o sting pur și simplu. Pot să sting sau să aprind cu totul head-up display-ul. Pot să-i reglez luminozitatea și poziția, mai sus sau mai jos. Este bine în funcție de cât de înalt ești să-ți reglezi după propriul gust. Așadar, încă o chestie foarte customizabilă. În interior, în bord, hai să trecem rapid prin câteva lucruri. Așa arată bordul când mașina este pornită. Turometrul este oprit pentru că mașina este în mod electric, nu are nevoie de putere suplimentară și a oprit motorul. În momentul în care vei porni mașina, ea va arăta așa, în modul eco. Și acolo, în partea stângă, se întâmplă lucrurile cele mai interesante. Chestia aceea mică pe care scrie EV, înseamnă că mașina este în modul electric. Seamănă cu cea din Prius, pentru că tehnologia este împărțită, evident, în interiorul grupului Toyota. Și te interesează cele trei plaje de pe indicator de acolo, Charge, Eco și Power. În momentul în care se află acolo între Eco și Charge, înseamnă că mașina este staționară, nu se întâmplă nimic. În timpul mersului, când decelerezi, adică nu apeși accelerația și mergi pur și simplu, sau apeși puțin frâna, se va înclina în jos către zona de încărcare, adică pe charge indicatorul respectiv. Când conduci, domol va sta pe eco și în momentul în care pui pedala la fund, se va ridica spre power. În momentul în care rotești comutatorul pe sport, se transformă într-un turometru clasic și vei vedea exact ce-ți dă motorul, pentru că el va fi pornit pentru a-ți putea oferi putere maximă. Și dacă mai virezi încă o dată la dreapta, vei trece în Sport S Plus, moduri pe care le vezi aici jos. Între cadrane, între turometru acolo, zona de hibrid și zona de vitezometru, mai avem niște chestii pe care le poți vedea. Dacă nu ai sistem multimedia în mijloc și nu vrei să te uiți la becurile, poți să te uiți aici. Poți să selectezi între tot felul de informații din computerul de bord, sau poți să vezi exact ce se întâmplă cu energia din mașină. Poți să vezi cât curent mai ai în baterie, dacă funcționează motorul, câtă energie recuperezi de la roți. Sau modul în care se află mașina. Monomar va fi așa eco, odată tragi la dreapta se întâmplă Sport S și apoi Sport S Plus. În dreapta este viteza. Același lucru, informații, o parte din ele le vei întâlni și în cadranul, în display-ul acesta uriaș din mijloc, despre care vă spuneam, care este împărțit în două și pe care controlezi cu joystick-ul acesta, care se mișcă așa. Aici apeși ca să intri în meniu. Și în meniu, stânga-dreapta, sus-jos, dar în cazul acesta ne interesează stânga-dreapta, click pe mașină și aici putem vedea genul acesta de informații din computerul de bord. Dacă trag în dreapta, mă duc aici pe zona aceasta unde ecranul este spart în două. Dar pot, spre exemplu, să îmi deschid, hai să zicem, informațiile legate de mașină. Sunt convins că în Japonia funcționează multe din informații pe care noi nu le avem, cum ar fi cele de trafic, predicția traficului și parcări, dar la fel de bine poți, pe exemplu, să mă duc în setări. Foarte intuitiv organizate, foarte ușor de folosit. Cam așa ceva, Bluetooth, voce, navigație, orice trece prin cap. Aici poți să vezi tot felul de informații legate inclusiv de service. Iată câte informații poți obții de la mașină. Lucruri de genul acesta. Rotația anvelopelor și alte asemenea. Adevărul că mașina aceasta mănâncă, sunt convins, anvelope pe pâine. La cât de grea este și cât de puternică vei avea de lucru, va trebui să schimbi destul de des anvelope. Să ieșim și din meniul acesta. Și din asta. Și am revenit la meniul principal. Am și partea de navigație, care, surprinzător, este decentă pentru România. Harta arată destul de ok. Încerc să o văd cu totul. Cam așa ceva. V-ați dat seama de acum că sunt în pădurea Băneasa. Harta destul de ok și pot inclusiv cu mouse-ul acesta să-mi aleg locul unde să navighez direct sau pot să-l introduc clasic într-o orice navigație. Pe partea dreapta pot de asemenea să-mi aleg ce lucruri vreau să văd.
De fapt, hai să încheiem cu partea din stânga. În afară de navigație, mai am zona de audio. Radioul. Am inclusiv radio digital. Radio pe AM, FM, bla bla bla. Dar am descoperit cu plăcere că avem radio digital și, spre exemplu, pe radio digital sunt posturile publice de radio pe care poți să le asculti în format digital și se aud foarte bine. Să dăm Radio 3 Net, spre exemplu. Să dăm și un pic de volum. Diferența față de radioul clasic este că radioul digital nu are pierderi, nu are purici. Asta este ideea. Și este la calitate de MP3, de foarte bună calitate, calitate de CD. Și aș putea să ascult inclusiv audio de pe Bluetooth dacă am un telefon conectat. CD dacă aș mai fi băgat și alte asemenea. Sau intrare de pe auxiliar. Bun. Hai să vedem partea de climatizare. Pot să setez jeturile de aer, puterea lor, temperatura, pot inclusiv să aleg să mi se filtreze aerul din mașină, tot felul de nebunii. Și informațiile de telefon, s-a conectat fără probleme și cu un Android și cu un iPhone. Pot să formez direct de aici, să-mi accesez contactele, nu le chiar pe toate, dacă ai foarte multe, poți să-ți vezi mesaje și alte asemenea. Și hai să vedem în partea din dreapta. Să zicem că vreau să intrece în zona de mașină și în dreapta pot să-mi selectez câteva lucruri pe care le pot folosi. Zona de audio, zona de climatizare, informațiile legate de energie, iar aici la energie pot să comut între informații de genul ăsta, cum e busola, informații din computerul de bord, consumul istoric, iată un consum istoric de sub 10%, de vreo 9%, și consumul instantaneu pe ultime intervale, eu sunt acum staționat. Aici în colțul dreapta sus mi se spune dacă telefonul este conectat sau nu prin Bluetooth. Cam asta este și partea de electronică. O chestie foarte interesantă este și ceasul acesta analogic, care este foarte ușor de setat. Ai două butoane prin care poți face așa. Sau ții și se schimbă ora. Acum l-am dat cu ora înainte și acum îl dau înapoi. Cam așa ceva. Îmi place și ceasul acesta, arată de calitate acolo. În partea inferioară poți controla din nou sistemul de climatizare și de la butoane, cu de toate, ca să zic așa. Așadar, ce poți să faci acolo sus, în parte poți să faci jos, dar poți să accesezi direct radio ca să nu mai bați capul prin toate meniurile. Inscripția Mark Levinson, ca să știi că ai de face cu un sistem premium surround. Și aici mai am sistemul de ventilație în scaune și de încălzire în scaune, pe 3 trepte. Ia să-l dau ca să vedeți că se și aude. Și când mă așez, nu-l mai auzi. Asta e iarăși o chestie interesantă. A lucrat la finețe. Oricât de tare funcționează ventilatorul acesta, nu-l vei auzi în momentul în care stai rezemat. În spate, două cup holdere. Zona schimbătorului de viteze cu selectorul pentru modurile în care vrei să conduci. Și poți să te încăpățâni să conduci și în mod electric, EV, câte vreme te ține bateria. Iar iarna, cu siguranță, vei avea nevoie de modul snow care să-ți mai tempereze puțin cuplul. Mașina are un cuplu aproape violent. Cam atât și despre partea electronică a mașinii.